Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! De astăzi, Jurnal TV de start dezbaterilor electorale, dezbaterilor pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. În această seară i-am invitat pe Grigore Petrenco, Partidul Politic Patria Renato Osatăi, și Valeriu Munteanu, Partidul Liberal. Bună seara și bine v-am găsit! Iată care sunt regulile. Dezbaterea electorală se va desfășura în 5 runde. Fiecare concurent are la dispoziție câte un minut pentru cuvântul de început, câte 2 minute ca să răspundă la întrebările personalizate ale moderatorului. Ulterior vom avea o altă rundă, câte 6 minute pe fiecare concurent. În cadrul acestei runde veți avea ocazia să adresați și să răspundeți la întrebările concurentului. 1 minut pentru întrebări, 3 întrebări blitz și câte 1 minut la final, ca și cuvânt de încheiere, un mesaj alegătorilor. Începem așadar cu prima rundă, de la stânga la dreapta. Domnule Munteanu, poftim, aveți la dispoziție 1 minut pentru adresarea de început. Partidul Liberal este o formațiune politică de dreapta, o formațiune liberală care militează în egală măsură pentru implementarea doctrinei liberale, pentru promovarea valorilor naționale și pentru aplicarea deontologiei în politicul moldovenesc. Partidul Liberal este partidul românilor din Republica Moldova, este partidul tinerilor, este partidul oamenilor activi care mișcă societatea înainte. Partidul Liberal este unicul partid din Republica Moldova, unic continuator al mișcării de eliberare națională din Republica Moldova de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Partidul Liberal este unicul partid din Republica Moldova care militează în egală măsură pentru aderarea la Uniunea Europeană de rând cu aderarea la NATO, fiind un deziderat central al Republicii Moldova, al Partidului Liberal, și considerăm un deziderat important al Republicii Moldova. Timpul dumneavoastră s-a scurs. Doamnelor și domnilor, dacă observați, în ordinea următoare, în ordinea stabilirii invitațiilor pentru dezbaterile electorale de astăzi, urma să fie încă un concurent, este vorba despre PLDM, care și-a anunțat pe final cu 10 minute înainte să începem aceste dezbatere electorale și a anunțat că nu participă, deși a fost invitat și a confirmat participarea sa. Vă aducem aminte că toți concurenții care absentează timpul rezervat acestora, timpul gratuit pus la dispoziție de Jurnal TV, nu se recuperează. Domnule Petrenco, aveți și dumneavoastră mesajul de început pentru alegători. Poftim. Da, mulțumesc și mulțumim pentru invitație. Stimați cetățeni, mă numesc Grigore Petrenco, sunt numărul 4 în lista Partidului Politic Patria, lista electorală condusă de Renato Osatăi. Cred că nu este întâmplător că astăzi noi vedem pe reprezentanții Partidului Liberal Democrat din Moldova. Streleț nu a venit, cred că deoarece s-a temut să vină, n-au ce spune, nu pot să participe în dezbateri libere, deschise, în direct cu oponenților politici. Dar de fapt ei nici nu sunt oponenții noștri politici. Sunt niște criminali, hoți, ordinari și bandiți care au furat Republica Moldova în ultimii 4-5 ani și astăzi trebuie să răspundă pentru toate crimele pe care le-au săvârșit. Noi, mesajul nostru principal, sloganul nostru principal în această campanie este Moldova fără corupție. Noi toți împreună vom lupta cu acest fenomen. Noi vom fi foarte duri cu toți corupționerii, cu toți criminalii de la guvernare. Vă mulțumim pentru mesajele de început. Urmează runda a doua. În continuare veți răspunde la întrebările personalizate. Așadar, domnule Munteanu, o întrebare pentru dumneavoastră. Partajarea funcțiilor conform algoritmului politic a dovedit ineficiența instituțiilor de stat. Cum vă propuneți să asigurați independența acestora și ce măsuri veți întreprinde pentru depolitizarea CNA, CNI, a Procuraturii Generale și a CCA? Este adevărat, vă dau dreptate, dar pentru jumătatea a doua a enunțului, nu și pentru prima jumătate, în orice stat democratic, acolo unde, sau în toate statele democratice europene, acolo unde sunt guvernări de coaliții din 2, 3 sau 4 partide, aș apropo, această practică este de 100-120 de ani, se partajează domeniile de responsabilitate, pentru că un partid își asumă responsabilitatea pentru un domeniu, altul pentru altul. Desigur că la noi, în Republica Moldova, având în vedere lipsa acestei experiențe și lipsa acestei experiențe de a trăi și de a guverna în coaliții, s-a mers mult prea departe.
până la paralizarea domeniilor care nu erau proprii unei guvernări democratice. S-a mers până la partajarea Ministerului de Interne, a Centrului Național de Anticorupție, a Procuraturii Generale, poate și altor instituții, aparent nu a instanțelor de drept, a instanțelor de judecată, dar și acestea, într-un fel, nu le-a fost asigurată independența. Desigur că acest lucru s-a dovedit a fi contraproductiv. Noi, liberali, întotdeauna ne-am interpus între dorința unor foști colegi de alianță de a face acest lucru și noi am încercat întotdeauna să confirim independența acestor instituții. A se vedea foarte clar faptul că nouă niciodată nu ne-a revenit nicio instituție, probabil de teamă ca nu cumva aceste instituții să devină cu adevărat independente și să aplice legea, așa că de altfel se aplică în România, unde doar în ultimul an, fiți atenți, au fost condamnate cu executarea, cu statul la pușcărie, peste 1.000 de persoane, iar alte 4.500 de persoane se află astăzi în instrumentarea dosarelor lor, se află în instrumentarea DNA și persoane foarte cunoscute. Noi considerăm că unul din punctele centrale din următorul acord de alianță va fi nepermiterea partajării acestor instituții de drept. Vă mulțumim foarte mult. Domnule Petrencu, ați fost unul dintre deputații cei mai activi în cadrul PCRM, dar în această campanie electorală mergeți pe listele unui alt partid. Cum motivați divorțul dumneavoastră de Partidul Comuniștilor, dacă putem spune în felul ăsta? Iar dacă veți ajunge în viitorul Parlament, veți face sau nu alianță cu acest partid, cu fostul partid din care provin? Asta e întrebarea, da? Exact. Mulțumesc. Știți, eu n-aș vrea să discutăm astăzi în cadrul acestor dezbateri despre mine personal, totuși este vorba de dezbateri între partide. Dar dacă m-ați întrebat, vă răspund. Deci, după cum cunoașteți, în ultimii 4-5 ani în Parlament am fost într-adevăr destul de activ și am luptat consecvent cu toate fără de legile care au fost comise de actuale guvernanți. Am luptat destul de dur cu toți oligarhii, dar ei sunt doi la noi în Republica Moldova. Plahotniuc, da, Plahotniuc și Filat. Noi nu odată am ieșit la tribuna centrală a Parlamentului. Am organizat mai multe conferințe de presă. Am demascat toate crimele care au fost comise de acești doi inși. De fapt, ei au capturat Republica Moldova în ultimii 4 ani, au uzurpat puterea în stat, au partajat un șir de instituții care nu trebuie partajate, divizate între partide politice într-o societate care pretinde a fi una democratică. M-am mirat când domnul Munteanu, cum vorbește, el se preface de parcă este în opoziție. Domnul Munteanu și Partidul Liberal au fost parte a guvernării. Ei au partajat împreună cu Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat funcțiile în stat. Haideți să aducem aminte. Cine a fost ministrul apărării? Domnul Mărinuță, reprezentantul Partidului Liberal. Cine a fost ministrul transporturilor? Domnul Șalaru, reprezentantul Partidului Liberal. Cei mai corupți din miniștri? Noi considerăm că această luptă, stați, sau să aveți timp să răspundeți, noi considerăm că această luptă cu oligarhii trebuie continuată. Oligarhii trebuie măturați de la guvernare. Și noi avem toate șansele să facem acest lucru pe data de 30 noiembrie. Vă mulțumim, domnule Petrencu. Urmează a treia rundă, runda discuțiilor libere. Fiecare concurent în această rundă are la dispoziție câte 6 minute pentru a adresa o întrebare contracandidaților din platou și să răspundă respectiv la o întrebare. Dacă după epuizarea acestei întrebări și respectiv răspuns, veți putea adăuga eventual să mai acordați întrebări și să răspundeți cu replici la acuzații. Vă rog. Domnule Munteanu, începeți dumneavoastră. Foarte complicat să adresez întrebări unui partid care a apărut în urma unor concerte. N-o să vă dau întrebări despre prețul biletelor la concert, despre ținuta unor artiști. O să încerc să formulez o întrebare legată de politică, chiar dacă mi este foarte complicat.
Chiar în prezentarea dumneavoastră ați spus că unul din punctele centrale ale activității dumneavoastră va fi lupta cu corupția și lupta cu oligarhii, și chiar le-ați dat numele unui dintre ei, fiind Vladimir Plahotniuc și altul Vladimir Filat. Tot astăzi, într-o conferință de presă, liderul partidului dumneavoastră a prezentat niște înscrisuri prin care se ereja în calitate de fost consilier al lui Filat și chiar prezenta și niște documente în acest sens. Eu cred că în cel mai scurt timp organele de drept ar trebui și organele de stat ar trebui să confirme veridicitatea sau neautenticitatea acestor documente. Spuneți-mi, vă rog frumos, când aveți dreptate? Când și apropo, dacă este părerea mea, eu vă spun, după părerea mea, și eu sunt absolut sigur că este și părerea Partidului Liberal, apropo, a vorbit și domnul Ghimpu la tema asta, eu consider că Renato Usată este agent al KGB-ului, trimis așa în Republica Moldova, ca să deturneze cursul european. De multe ori am spus că Moscova nu ține toate ouăle în același coș, vedeți că le-a pus în coșuri diferite, și când au văzut că îi împrăște, i-a strâns, i-a pus pe toți acum eu înregimentat și încearcă să-i aducă din nou în Parlament. Dar întrebare, dacă sunteți atât de mari luptători cu corupția, știind că Filat e corupt și oligarh, cum spuneți voi, și s-a lipit ăsta Renato Usată și a devenit consilier lui Filat? Și când nu a mers, nu au fost aranjamentele, ce s-a întâmplat? Poc și v-ați regrupat sau, cum a spus Moscova, așa ați făcut? Când ați fost sincer? Când Renato Usată era bornus să leagă chestiile astea? Când era consilier sau acum, când spuneți dumneavoastră? S-au încercat Renato Usată să-l schimbi pe Filat. Da, avem dreptul și la intervenții. Da, sigur că asta este întrebarea. Da. Răspund la această întrebare. Da. Dumneastră, domnul Munteanu, vorbiți la de parcă... La ce e că puteți să nu răspundeți. Da, dumneastră, iată, la asta și am vrut să răspund. Dumneastră, vorbiți de parcă sunteți reprezentantul Partidului Liberal Democrat din Moldova. Ați ascultat cu atenție ultima emisiune lui Filat, probabil, și acum iarăși continuați să răspândiți aceste zvonuri și povești. Noi am fost sinceri și atunci și acum, și de fapt este partidul politic Patria, este un partid nou. Partidul, lista de candidați acestui partid și este o echipă... Stați un pic. Dumneavoastră m-ați întrebat, eu vă răspund. Echipa partidului care astăzi merge în această campanie în parlamentare este o echipă tânără, competentă, o echipă nouă, care persoane noi, lumea s-a săturat și inclusiv și de Ghimpu, și de Filat, și de Plahotniuc, și de așa mai departe. De toți care au fost în ultimii ani, atât la guvernare, cât și în opoziție. Opoziția care s-a vândut guvernării. De aceea, haideți nu răspândiți, vă rog, zvonuri aici și nu încercați acum să manipulați opinia publică. Noi vom dovedi, atunci când vom intra în Parlament și atunci când vom face parte din guvernare, vom dovedi că intențiile noastre sunt absolut realizabile, vom dovedi că vom pune la pușcărie atât pe Filat, cât și pe Plahotniuc. Aceasta va fi răspunsul nostru Grigore, la această întrebare. Grigore, acum, hai, noi deja în Parlament cu tine suntem de vreo 5 ani și tu nu încerca să fugi de răspuns. Întrebarea era foarte simplă, legată: orice politician care vrea să obțină votul cetățeanului are nevoie de următoarele lucruri. El trebuie să fie și credibil, da? Ori credibilitatea este măsurată după acțiunile de ieri și de alaltăieri a unui politician. Partidul Liberal, ți-am spus, este o formațiune politică cu un staj de 20... Nu, eu pot spune. Dumneavoastră, purtați, când vă veți asuma răspunderea pentru toate fără de legile care au avut loc în ultimii 4-5 ani? Dumneavoastră, sunteți de acord că persoanele care au fost propuse de Partidul Liberal, atât Șalarul la Ministerul Transporturilor, cât și Marinuțul la Ministerul Apărării, sunt niște persoane corupte și care au compromis atât guvernarea cât și Partidul Liberal? Da. Pot să adresez întrebarea liniștit, fără să ridici vocea. Întrebarea mea, dacă sunteți foarte atenți, era următoarea.
ca un partid. Eu vreau să spun despre întrebare. Sigur, Grigore, eu să-mi folosesc timpul așa cum trebuie, pentru că nu-i timpul de la Moscova, e timpul trustului Jurnal TV și eu îl folosesc. Da, imediat. Răspundeți pentru acțiunile lui Ușoaia. Grigore, dă-mi, te rog, voi să vă răspund. Și Mărinuță. Da. Nu știu din care timp vorbești, Grigore. Trebuie să interveniți. Este contabilizat. Întrebarea a fost următoarea. Când a fost credibil sau când a avut dreptate Renato Usatăi al lui domnul Petrenko, pe care probabil îi s-a indicat de la Moscova și listă să ducă? Când era consilier, când eu mă angajez consilier sau Renato Usatăi, e consilier la fel. Nu stați un pic, voi ați venit, ați hârtiile și ați arătat și vouă vă place și spuneți că eu am fost consilierul lui Filat. Au fost niște acuzații foarte grave. Ce spuneți dumneavoastră acum? Au fost niște acuzații că persoana este semicriminal, semicriminal și așa mai departe. Deci domnul Renato Usatăi a venit cu documentul că el a fost o perioadă anumită. Da, a fost. A fost, sigur. Așa, ne opriți. Dar asta nu este un secret. Dar cum puteai să fii, Grigore, cum puteai să fii? Deci trebuia să ascultați cu atenție și la conferință de presă. Deci când a fost și așa mai departe. Deci când cu ce misiuni s-a ocupat și așa mai departe. Ce a fost rugat. El are anumite experiențe, are relații, inclusiv și în Federația Rusă. Relații cu bandiții și cu KGB-ul de la Moscova. Dar la trebuia să fii foarte atent. Dar asta când aveți de gând să răspundeți la întrebarea mea cu Șalară și cu Mărinuță. Problema este următoarea. Ceea ce le putem noi liberal-democraților, că ei nu știu să-și aleagă oamenii cu care lucrează. Noi știam că Renato Usatăi e un bandit și le-am spus la cei de la Pile de Mie, dar eu spus, vedeți-vă de treabă și căutați-vă de oamenii voștri. Noi le-am Renato spus că, nu a fost la că Ioniță lucrează Renato cu bandiții. Nu, a fost ei, în politică. Dați-mi voi. Nu. Noi le-am spus răspundeți. Că Ioniță... Dumneavoastră ați fost 4 ani la guvernare. Da. Ce ați făcut la Ministerul Transporturilor? Ce ați făcut la Ministerul Apărării? Pentru Șălaru și Mărinuță, pentru acțiunile lor. Pentru Anatol Șălaru, da? Pentru Mărinuță care s-a dat la umbra stejarului, nu. Deci nu pentru corupția lui Șălaru puteți să răspundeți, dar Grigore, pentru Mărinuță nu. Grigore, dă-mi voie să-ți spun. Da. Nu există niciun document care ar susține ceea ce spuneți dumneavoastră. Pentru că nu există niciun deci, dosar penal. Deci dumneavoastră vreți să ne spuneți că Șălaru nu este corupt. Pot să vorbesc, dacă o să-mi permit. Da, Grigore, invitați, eu înțeleg că ți-ai dat rama pe față. Noi suntem în dezbatere. Eu vă întreb. Și eu vă răspund. Toată țara cunoaște. Partidul Liberal a avut exact același comportament și conduită când a fost la putere și când a fost în afara puterii. Noi am fost acuzați și ne dăm voi. Sunteți la putere. Noi suntem în afara guvernării. Când sunteți la guvernare, sunteți în coaliție în majoritatea raioanelor. Cu PLDM, cu PD. Cum puteți să nu recunoașteți acest lucru? Sunteți la guvernare, în majoritate acolo, în consiliile raionale? Nu. Cum nu? Nu au fost excluși de foștii dumneavoastră prieteni de PLDM și de PD pentru că le încurcam. Acum, haideți să ne liniștim și să vorbim ca să înțeleagă toată lumea. Partidul Liberal, și asta știe toată lumea, a avut exact același comportament și conduită când a fost la putere și în afara puterii. Și noi am fost acuzați de către cei care eram în coaliție că noi facem opoziție în cadrul coaliției. Pentru că noi, fiind la putere, nu am putut să ne împăcăm cu furtul, cu corupția care era până pe la Brâu și de ce ați am fost parte a guvernării. Grigore, de ce am fost scoși de la guvernare? Ați fost complici. Doar știi că eu am dreptate și nu trebuie să și bandiți, cu oligarhi, ați fost complici. Apropo, ați votat de mai multe ori fiind în așa numită opoziție când ați fost înlăturați din coaliție, da? Și o, înlăturați, ai văzut, dar cine înlătură? Dar cine înlătură, Grigore, pe cineva care e comod, Grigore? Nu, deoarece era mult mai simplu de să se înțeleagă cu Hădârcă și mai ieftin, probabil. Dar când ați trecut în așa numită opoziție, ați votat împreună cu coaliția de guvernare de mai multe ori. Eu am fost martor de mai multe ori când domnul Candu, reprezentantul Partidului Democrat, vicepreședintele Parlamentului, se apropia de domnul Ghimpu și spunea cum să voteze. Și ați votat. Da. Ați votat și bugetul, ați votat multe legi foarte dubioase. Și acum vreți să ne spuneți că nu sunteți partea guvernării. Da, exact în 10 secunde despre buget. Noi anul trecut am votat bugetul pentru că am obținut de la coaliție să voteze sărbătorirea Crăciunului pe data de 25. Luați filmul și o să vedeți acest lucru, Grigore. Nu, nimeni nu vă crede. Doi. Bugetul și unde e Crăciunul? Dar cine v-a bugetul indicat să era la Crăciun atunci, Grigore. Nu, eu înțeleg. Dar vezi dacă nu ești atent. Ați schimbat Crăciunul pe buget. Am schimbat, da, Grigore. Poți să spun că a trebuit să facem niște compromisuri ca să realizăm programul Partidului Liberal pe care l-am avut în mână și a trebuit să facem niște compromisuri. Noi le-am spus, noi votăm bugetul de stat pentru că nu aveau voturi, iar ei au votat sărbătorirea Crăciunului pe 25. Așa trebuie să facem compromis, să mișcăm carul din loc. Așa am obținut șapte lucruri. Deci ați dat toți banii bugetari
partidelor, Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat și Partidul Liberal Reformator ca să fie și Crăciun. Noi am rămas cu Crăciunul pentru, pentru cetățeni. Acum doi, și cu asta închei. După ce noi am fost scoși de la guvernare, Grigore, s-au întâmplat lucrurile cele mai urâte despre care tu știi. A ajuns în mâinile rușilor pe care tu îi iubești foarte mult și pe care îi reprezinți aici mai tare decât Republica Moldova. Banca eu de Economie și Aeroportul Internațional Partidul Politic Chișinău. Partea și lista candidaților care candidează pe lista. Probabil și KGB-ul rus încă îl mai reprezintă aici, Grigore. Aduc aminte că aveți la dispoziție. KGB-ul rus nu există dacă mai aveți la dispoziție. Mai aveți dumneavoastră mai aveți la dispoziție un minut și 21 de secunde și domnul Munteanu pentru o întrebare, da? Deci pe mine m-a deranjat, sincer vă spun, atunci când a fost prezentarea domnului Munteanu, când a spus că noi suntem partidul tuturor românilor. Deci noi suntem partidul și reprezentăm interesele tuturor cetățenilor, indiferent de etnie. Sunt români, moldoveni, ucraineni, ruși, beluși, găgăuși și așa mai departe. Domnule Munteanu, nu vi se pare că acest mesaj este unul absolut incompatibil cu o formațiune care se consideră liberală? Deci nu vreți să reprezentați și interesele altor cetățeni de alte etnii? De ce, de ce sunteți să reprezentați numai interesele românilor? Da. Așa o întrebare. Da. Eu, tot am o întrebare dumneavoastră. Sunteți pe jumătate ucrainean și vreau să vă întreb ce părere aveți despre rezultatele alegerilor de astăzi din Ucraina? Nu, eu vreau să răspundeți la întrebare. Eu răspund așa cum vreau eu. Eu vă întreb. Iată, astăzi au avut loc alegeri în Ucraina. Unde sunteți pe jumătate ucrainean? Noi suntem în campanie electorală. Ce opțiune aveți sau ce părere aveți dumneavoastră despre 70% din alegătorii Ucrainei care au votat pentru o formațiune pro-europene. Pentru că n-am timp, mă uit acolo cum mi-a rămas o secundă și l-am întrebat să văd ce o să zici tu. Pentru cine? Pentru poporul tău? Sau pentru... 40 de secunde, le utilizați cum doriți. Puteți să dați replică, să răspundeți la întrebarea domnului Munteanu sau să aduceți complete. Munteanu nu întâmplător nu a răspuns la această întrebare, deoarece nu are ce răspunde. Dă întrebări despre Ucraina și așa mai departe. Noi avem în Republica Moldova foarte multe familii mixte. Moldoveni, ucraineni, ucraineni, ruși și așa mai departe. Principalul să fim, deci nu trebuie să ne scoșim acum probleme artificiale de limbă, de nu știu ce. Noi trăim toți într-o țară care se numește Republica Moldova și trebuie să găsim întotdeauna consens. Indiferent de limbă în care vorbim și indiferent de etnie. Suntem ucraineni, moldoveni, ruși sau găgăuși. Nu, asta nu contează, asta nu este principalul. Noi toți suntem cetățeni în Republica Moldova. Timpul dumneavoastră expiră. A expirat. Eu vă mulțumesc foarte mult. Trecem la următoarea rundă. În această rundă vă voi adresa câte trei întrebări. Blitz. Veți avea la dispoziție un minut ca să răspundeți la toate. Așa că în funcție de răspunsul dumneavoastră... Un minut la toate sau un minut la fiecare? Un minut pentru toate întrebările. Și este o rundă de întrebări. Blitz. Și o să încep, în medie o să aveți câte 20 de secunde pentru întrebări lacunice și punctate. O să încep de această dată cu domnul Petrenco. Poftim. Domnule Petrenco, enumerați cel puțin două măsuri prin care vă propuneți să combateți corupția. Două măsuri foarte succint. În primul rând, noi propunem ca să existe prezumția vinovăției. Pentru cinovnici, pentru toți care astăzi, pentru miniștri, pentru judecători, pentru procurori, în al doilea rând, toate instituțiile statului trebuie să fie de forță, trebuie să fie depolitizate. Procuratura generală nu trebuie să aparțină unui partid sau unui oligarh. Și considerăm că aceste măsuri, dacă vor fi implementate, vor duce la combaterea corupției în de facto, nu de declarativ. Domnule Petren, considerați corectă decizia Rusiei de a impune embargo produselor moldovenești? Consider că, în primul rând, este incorrectă politica guvernării care face acțiuni nechipzuite și nu duce tratative cu toți partenerii noștri externi, atât din Uniunea Europeană, cât și din Federația Rusă. Deci e corect ce a făcut Rusia. Stați, eu o să răspund. Noi niciodată n-am spus... Nu mai aveți... Nu, eu răspund. La această întrebare nu pot să răspunzi în 20 de secunde. Consider că există posibilitatea ca noi să depășim acest embargo, trebuie să găsim limbaj comun cu partenerii noștri din Federația Rusă. Considerăm că ați evitat răspunsul la a treia întrebare, pentru că nu v-ați încadrat și trebuia să răspundeți laconic. Domnule Munteanu, dumneavoastră, numiți cel puțin două măsuri eficiente pentru combaterea monopolizării audiovizualului. Unu,
toți proprietarii de audio-vizual trebuie să fie cunoscuți fără absolut nicio problemă și partidele politice nu trebuie să aibă absolut nicio conexiune, cum nu are Partidul Liberal, cu nicio instituție mass media. DCPL a venit cu inițiativa ca o persoană fizică să dețină 5 radiodifuzoare, asta în condițiile în care experții media susțin că asistăm la o monopolizare a mass mediei. Cel mai probabil eu nu sunt specialist în acest domeniu și eu nu cred că această inițiativă aparține Partidului Liberal. Aparține colegului dumneavoastră. A care coleg al nostru? Dorin Chirtoacă. El nu a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Inițiativa este o speculație. În prima legislatură. Nu este adevărat. În prima ședință, la prima ședință a fost inițiativa. Nu este adevărat, este o speculație. Încercați să ne lipiți nouă cei ce n-a fost. Ultima eu am fost întrebare. În tot Parlamentul. Regretați că ați votat pentru demiterea lui Vlad Filat în funcția de prim-ministru? Noi nu am votat pentru demiterea lui Vlad Filat, iarăși nu sunteți la două întrebări, nu sunteți pregătit. Partidul Liberal nu a votat pentru demiterea lui Vlad Filat. Pregătiți-vă foarte bine pentru dezbateri. Noi nu am votat nici pentru demiterea lui Filat și noi nu am participat la luptele astea intestinale în interiorul actului guvernamental. Noi întotdeauna am avut un crez că mai bine să ne împăcăm noi decât să timpul fi... dumneavoastră a expirat. Suntem la ultima rundă. În această rundă puteți utiliza un minut pentru mesajul către alegători. Vă rog, domnule Munteanu, mesajul dumneavoastră. Eu am rămas stupefiat că în Republica Moldova, după răspunsul domnului Petrencu, că dumnealui susține cu vehemență embargoul impus Republicii Moldova, eu am rămas stupefiat că în Republica Moldova încă mai suport acest pământ astfel de politicieni, îi naște și îi renaște din cenușă sub o altă formă, cu concerte și cu tot ce vreți, oamenii care luptă și trăiesc din tot sufletul pentru ca lumea noastră să o ducă rău, iar Federația Rusă să o ducă bine, și încă îi mai primiți pe la televiziune, încă îi mai ascultați, încă Doamne ferește să-i mai votați sau Doamne ferește să-i mai aduceți în Parlament. Partidul Liberal consideră că doar aderarea noastră la NATO, de rând cu aderarea la Uniunea Europeană, este soluția cea mai viabilă și apropiată pentru Republica Moldova. În același timp, fiecare cetățean al Republicii Moldova, până în ultimul sat, trebuie să înțeleagă că doar aderarea noastră la NATO va fi acel scut care va proteja Republica Moldova de agresiunea Federației Rusie, care, din păcate, nu se poate învăța și nu se poate împăca cu libertatea popoarelor. Domnule Petrencu, mesajul dumneavoastră de final. Da, foarte, foarte succint și foarte calm. Domnule Munteanu, nu isterizați, vreau să vă dezamăgesc. N-am spus și niciodată nu voi spune că susțin embargoul impus producătorilor moldoveni de cutare sau cutare țară. Nicio restricție noi nu vom susține. Dar e foarte important ca guvernarea să ducă o politică chipzuită cu toți partenerii externi, atât din vest cât și din est. Dar am vrut să spun altceva. Stimați cetățeni, este foarte important ca votul dumneavoastră să nu fie dat partidilor care au fost la guvernare în ultimii 4-5 ani. Domnul Munteanu a spus că ei n-au votat pentru Dimitrie Lufilat. De ce? Deoarece ei sunt parte, au fost partea guvernării, au fost în aceeași echipă, au fost în aceeași oală. Ei sunt gata să-l voteze și azi pe Filat în funcție de prim-ministru. E foarte important să ieșim cu toții la votare pe data de 30 noiembrie. Vă îndemnăm să votați Partidul Politic Patria, lista condusă de Renata Usatăi. Eu vă mulțumesc, a expirat și timpul dumneavoastră, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Reamintim că în platou urma să participe și un alt concurent electoral, este vorba despre PLDM, reprezentantul acestuia, domnul Strelets, cu 10 minute înainte de această emisiune ne-a anunțat că nu mai vine, iar timpul alocat gratuit de Jurnal TV acestui concurent electoral nu se recuperează. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și vă aștept la o altă emisiune dedicată dezbaterilor electorale mâine la ora 19:55. O seară bună să aveți!